Bună ziua, Cristian, bună ziua, doamnelor și domnilor. De data aceasta a fost o cursă comercială, așadar au fost la bord foarte mulți români, dar au fost și foarte mulți străini care de aici vor merge mai departe către țările lor de destinație. Am întâlnit pe unii care trebuie să ajungă în Spania, alții trebuie să meargă tocmai în Mexic. Oamenii sunt îngroziți de orele pe care le-au trăit în Israel în ultimele zile. Povestesc despre cum s-au ascuns în buncăre, povestesc despre sunetul bombelor și de asemenea despre disperarea și groaza pe care au văzut-o în ochii celor rămași acolo. În ultimele ore, România și-a adus acasă 800 de cetățeni, potrivit informațiilor oferite de reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe. Ar mai fi încă 800 de români în Israel. Vedem câți dintre ei vor cere ajutorul statului pentru a se întoarce acasă. Unii pot veni și pe cont propriu. S-a întâmplat asta și până acum. Pe lângă cei 800 aduși în țară cu aeronave speciale pentru asta, au mai fost și foarte mulți care s-au întors pe cont propriu. O singură companie aeriană a suspendat până în acest moment zborurile către Israel. De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe le recomandă celor care aveau programate călătorii în această perioadă în Israel să le reprogrameze, iar pe de altă parte îi sfătuiește pe cei care sunt acolo și au nevoie de ajutor să ceară ajutor prin intermediul ambasadei, pentru că oricine are nevoie de ajutor, spun cei de la Ministerul Afacerilor Externe, nu va rămâne acolo fără să-i fie întinsă o mână. Sora mea locuiește în Rehovot, la vreo 250 km în sudul Tel Avivului. Și pe la 6:30 dimineața au început alarmele și rachetele să cadă. Ieri am călătorit la nepotul cel mic în Haifa și erau puncte de control de poliție, dar vorbeau între ei, deci cum aș vorbi eu cu dumneavoastră și mașinile treceau, deci sunt formale. Erau militari pe străzi? Militari nu, doar poliție. It's not easy for anybody in there. It's not easy for the Palestinian and for the Jewish. Am reușit cu sprijinul companiei Tarom și cu sprijinul unei companii private să aducem în țară în siguranță 802 cetățeni români. Continuăm demersurile, suntem contra cronometru. Astăzi mai avem planificate o cursă Tarom și trei curse a două companii aeriene. Sigur, vedem dacă putem să mai suplimentăm cursa Tarom de astăzi pentru a repatria și pe ceilalți cetățeni care se află în siguranță, atât cetățeni care sunt turiști, pelerini sau care sunt privat în, se află privat în Israel. Estimăm numărul cetățenilor români care se află la acest moment în Israel cam în jur de 800. Cum am spus, situația este volatilă. Sunt multe persoane care continuă să ne contacteze.